Proprietarii mașinilor mai vechi de 15 ani ar putea primi de la autorități câte 3.000 de lei pentru a le duce la casare, fără a achiziționa în schimb un autoturism nou, așa cum se întâmplă în cazul programului Rabla. Practic, administrația Fondului pentru Mediu, în parteneriat cu autoritățile locale, vor plăti pentru trimiterea la fier vechi a acestor mașini, prin intermediul unui program complementar. Rabla, o sumă de bani care poate fi folosită după cum vrea proprietarul rablei predate. De astfel, aparent, singura condiție este să fii proprietar al unei mașini mai vechi de 15 ani, pe care vrei să o valorifici. Păi eu n-am bani ca să-mi iau o mașină nouă, că dacă aș avea și un salariu de vreo 2000 de euro ca afară, ai luat și o mașină nouă și ai duce pe aia la Rabla, cum ar veni. Tot, de unde atâția bani ne folosim și noi de mașinile astea care le avem? Acum nu se mai numește o mașină de lux. Acum, o mașină necesară să ne facem treburile și noi cu ea. Eu am părere că care din ele, mai vechi de 15 ani, dacă mai vechi de 5 ani să le ducă, că ne mănâncă aerul și zilele. Suma recomandată de AFM este de 3.000 de lei, dar suma poate fi mai mare sau mai mică în funcție de posibilitățile administrațiilor locale. AFM și Ministerul Mediului lucrează încă la definitivarea acestui program, care va fi prezentat zilele viitoare. E bine, nu e rău, dar eu știu dacă se întâmplă de asta, nu cred. Da, dacă s-ar întâmpla, credeți că e un lucru bun? Da, ar trebui să încurajeze. Să mai noiască parcul auto. E bine, nu e rău. Noi vom acoperi 1.500 de lei din această sumă. Restul este responsabilitatea autorităților locale, dar acestea pot decide să ofere și alte lucruri în schimbul mașinii. Biciclete, trotinete, electrice, depinde de ei, explică șeful AFM. În prezent sunt înmatriculate 7,2 milioane de mașini în România. Dintre acestea, 3,4 milioane au mai puțin de 15 ani. În schimb, 3,8 milioane de autoturisme sunt mai vechi de 16 ani, ceea ce reprezintă peste 50% din parcul auto.